bucur să fiu alături de dumneavoastră în această seară și să celebrăm succesul și curajul femeilor care au îndrăznit și au reușit în lumea afacerilor. Sunt sigur că toată lumea așteaptă cu nerăbdare cocktailul și concertul și premier de la sfârșitul evenimentului și o să întreb să fiu foarte scurt în comentariile mele. În primul rând, aș vrea să menționez că antreprenoriatul feminin rămâne o resursă pe care trebuie o sprijinim. Și mă bucur că în această dată Camera de Comerț Britanico-Român a semnat un protocol de cooperare cu CONAC. Și vă mulțumesc mult pentru acest. Un studiu al companiei McKinsey estimează că economia mondială ar putea crește cu 12 trilioane de dolari până în 2025 prin crearea de oportunități economice pentru femei. Președinta Băncii Mondiale a spus recent că economia globală ar putea crește cu aproximativ 160 de trilioane dacă femeile ar câștiga salarii egale cu cele ale bărbaților. Acest lucru înseamnă mai multă prosperitate pentru noi toți și pentru fiecare familie într-o lume fără diferențe salariale între femei și bărbați. Pentru Marea Britanie, a sprijini fetele și femeile pentru a reuși în afaceri și pentru a participa pe deplin în economie nu este numai un gest nobil sau politicos pe care îl facem. Noi considerăm că acest sprijin este esențial pentru dezvoltarea economică a Regatului Unit, precum și pentru dezvoltarea economică a altor țări. Este și un element de bază în programele noastre de dezvoltare. În Africa și în Asia, cât și în Europa, o societate unde femeile reușesc este o țară, este o societate reușită. În al doilea rând, aș dori să felicit toate doamnele prezente aici, pentru că au făcut că România să ocupe un bine meritat loc nouă în indexul Mastercard privind femeile antreprenori în anul 2018. Asta este un lucru foarte important pe care îl trebuie să celebrăm. Și pentru mine este puțin rușine că poziția Regatului Unit începe cu o 2 și sfârșește cu o 7. Deci noi avem foarte mult să învățăm de la voi. Aceste cifre arată că atât România cât și Marea Britanie tractează cu seriozitate împuternicirea economică a femeilor. Sunt multe realizări de sărbătorit, dar mai sunt și multe lucruri de făcut pentru ca fiecare femeie să-și poată îndeplini potențialul profesional. Aș dori, dacă se poate, să închid comentariile mele într-o altă limbă, și anume în engleză. Dragă Cristina Chiriac, I would change one thing for next year. I think it works in Romanian, femeile în economie, perfect, dar women in economy, women in first class.